Salut! Astăzi vorbim despre Cyberpunk 2077, despre testoasele Ninja, despre ultimele noutăți din Warzone și multe altele. Eu sunt Derek, iar tu urmărești 3-2-1 Escape Report. La doar 2 săptămâni după enormul patch 1.2, Cyberpunk 2077 mai primește un hotfix ce se concentrează pe stabilitatea jocului și pe a remedia orice probleme care ar putea bloca progresia jocului. Anunțat și detaliat pe site-ul Cyberpunk 2077, hotfix-ul este acum disponibil pentru PC, console și Stadia. Cel puțin unele dintre aceste remedieri vizează problemele apărute după patch-ul 1.2, inclusiv rezolvarea problemei bizare care a făcut ca întreaga lume să fie acoperită de o furtună de nisip. CD Projekt Red a descris patch-ul 1.2 drept un pas spre readucerea jocului în PlayStation Store, de unde lipsește de peste 100 de zile. Hotfix-ul 1.2.1 va fi probabil un alt pas în această călătorie. Viitorul DLC Assassin's Creed Valhalla, Wrath of the Druids, a fost amânat, a anunțat Ubisoft. Inițial programat pentru lansare la sfârșitul acestei luni, pe 29 aprilie, primul DLC pentru Valhalla va fi lansat pe 13 mai. Potrivit Ubisoft, această întârziere este necesară pentru a oferi o experiență mai rafinată. În această nouă aventură, jucătorii vor călători în Irlanda și vor dezvălui misterele unui cult druidic străvechi și misterios, urmărind și descoperind membrii săi. Scufundându-se în miturile și folclorul galic, vor trebui să-și croiască drum prin păduri bântuite și peisaje orbitoare, câștigând în același timp influență printre regii galici. Sony a anunțat că Days Gone, joc exclusiv pentru PlayStation, până acum se va îndrepta în mod oficial către PC pe 18 mai 2021, cu suport pentru monitoare ultra-wide, framerate deblocat și multe altele. Sony a dezvăluit data de lansare alături de un nou trailer și alte detalii despre la ce se pot aștepta fanii de la această versiune de PC. Vor exista noi opțiuni de personalizare a afișajului, care includ un nivel crescut de detalii, distanță de desenare a frunzelor și personalizări grafice. Un nou mod foto cu rezoluție superioară va fi de asemenea disponibil, care vă va permite să capturați imagini cu Deacon St. John și până la 500 de flickeri care pot fi afișați pe ecran simultan. Testoasele Ninja se întorc, Dotemu și Tribute Games au dezvăluit Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, o revenire în 16 biți la jocurile vechi TMNT Beat'em Up pentru console și PC-uri. Acum cunoaștem doar una dintre aceste console, Nintendo Switch. Shredder's Revenge va fi lansat pe Switch mai târziu în acest an, a dezvăluit Nintendo, în cadrul Indie World de miercuri. Jocul îi trimite pe Leonardo, Rafael, Michelangelo și Donatello în luptă împotriva clanului Foot, Bebop, Rocksteady și, bineînțeles, Shredder, într-un beat'em up în stil arcade. Jocul arată extrem de similar cu varianta arcade pe care unii dintre noi nu o amintim din copilărie și asta nu poate decât să mă bucure. Studioul independent Low Poly Interactive a lansat pe 8 aprilie pe Steam un nou action RPG roguelite numit Viking Vengeance. Low Poly Interactive este un studio independent cu sediul în București. Sunt pasionați de istorie și fac jocuri care îl vor duce pe jucător în călătorii în lumi mitice, îl vor provoca și îi vor spune povești cu care ar putea fi familiarizat, dar dintr-o nouă perspectivă prin estetică și design unic. Viking Vengeance se petrece într-o lume ficțională în care iei rolul unui cavaler templier cu origini păgâne care își redescoperă rădăcinile. Vei învăța să deții puterile zeilor nordici în căutarea ta de a schimba destinul poporului tău și de a opri Ragnarokul. Există două clase diferite din care poți alege în Viking Vengeance, fiecare cu uneltele și armele sale unice, te poți transforma în avataruri ale zeilor și poți folosi ciocanul lui Thor sau abilitățile lui Loki sau puterea lui Odin pentru a-ți zdrobi inamicii și a te răzbuna pentru oamenii tăi. Un nou leak din ultimul update al sezonului 2 a dezvăluit mai multe informații despre 3 arme care se îndreaptă spre Warzone în sezonul 3. Potrivit unui tweet publicat de Zesty, un informator credibil Call of Duty, în ultimul patch de mijloc de sezon existau 3 variante de fișiere care au fost adăugate oficial jocului. În timp ce 2 dintre acestea sunt aparent necunoscute, jucătorii ar putea să ia acest lucru drept o confirmare a existenței cuțitului balistic. Cuțitul balistic a fost menționat inițial la sfârșitul lunii martie de către Nakinos pe Twitter. A debutat inițial ca parte a Black Ops și va fi prezentat în viitorul mod de joc Sticks and Stones. Legat de celelalte două arme, prima pare a fi o pușcă de asalt cu o rată de foc rapidă, iar cea de-a doua un SMG. După spusele lui Zesty, a vedea adăugarea acestor fișiere în Warzone este un pas final pentru implementarea armelor respective. Aceasta face aluzie la lansarea lor iminentă în sezonul viitor sau cel de după. Din fericire, jucătorii nu vor trebui să aștepte prea mult pentru a afla. Sezonul 3 Warzone va fi lansat pe 22 aprilie.
Ultima dată când Warzone a avut un eveniment live a fost pentru dezvăluirea la nivel mondial a Call of Duty Cold War. Următorul eveniment live ar putea avea implicații mai mari asupra viitorului Verdansk. Partenerii Call of Duty au început să primească de câteva săptămâni teasere la ușă, la propriu. Acest lucru a început în martie, după ce o mână de creatori au primit salopete de închisoare, sugerând că zombii vor prelua închisoarea și poate chiar gulagul. De atunci, zombii au ajuns în toate colțurile hărții. Fără îndoială, zombii sunt legați de soarta Verdanskului și de viitorul eveniment nuclear. La scurt timp după aniversarea de un an a Warzone, zvonurile despre o nouă hartă au început să ia amploare, odată cu un nou leak major, care sugerează că vom rămâne într-o versiune refăcută din anii 80, a hărții actuale. Aceste zvonuri au fost confirmate după ce a apărut un scurt video online care arăta zonele refăcute din stadion, baraj și alte locații. Aceste zvonuri vor prinde viață pe 21 aprilie. Contul oficial Call of Duty de pe Twitter a postat data și ora evenimentului cu titlul "Sfârșitul este aproape". Aceasta este și data la care se așteaptă încheierea sezonului curent. De atunci și până acum, mai mulți parteneri Call of Duty au continuat să primească diverse pachete, oferind mai multe indicii despre ce s-ar putea întâmpla pe 21 aprilie. De data aceasta, creatorilor li s-a trimis o cască neagră. O parte are sigla războiului rece și a zonei de război, cealaltă purtând o mască de gaz într-un triunghi galben deasupra cuvintelor "Barajul Verdansk". Pachetul a ajuns de asemenea cu un bilet pe care scrie "Once the hostile reach here, we leave a guess that Verdansk is all but gone to the damned. 21 aprilie, 12 p.m. Ceea ce pare a fi o greșeală de redactare este de fapt un joc de cuvinte. Leave în limba engleză înseamnă construcție menită să prevină râurile să se reverse, deci un baraj, iar damned pare să sugereze același lucru. Asta completează bănuielile că ceva se va întâmpla cu barajul din Verdansk și că probabil o parte a hărții va fi inundată. Așteptăm mai multe detalii de la Activision și Call of Duty în zilele anterioare evenimentului și ne vedem în Verdansk. Dacă vrei să rămâi la curent cu ultimele noutăți din tot ce înseamnă gaming și entertainment, dă-ne un like, un share, un follow sau un subscribe cu notificările pornite. Nu uita că ne găsești și live pe YouTube, Facebook și Twitch, luni, miercuri, vineri și duminică de la 22. Te așteptăm și pe serverul nostru de Discord, unde s-a strâns o comunitate tare faină. Eu am fost Derek și ne vedem data viitoare!